Nu știu dacă toți puteți împărtăși acest adevăr al Scripturii, că avem un Dumnezeu biruitor, atotputernic, măreț, slăvit, împărat. Este un verset care spune, dreapta Domnului câștigă biruința. Și cel puțin în dreptul meu aș vrea să vă mărturisesc că, cugetând la textul acesta, m-am gândit, Doamne, există biruință, există atotputernicie din partea Ta atunci când toate lucrurile par potrivnice în viața Ta, atunci când apar probleme, când apar greutăți în familie, atunci când ești asaltat cu nedreptate, atunci când ești lovit, atunci când treci prin durere, atunci când ești pe pat de boală, există biruință din partea lui Dumnezeu în viața celui credincios? Și dați-mi voie să recitesc împreună cu dumneavoastră versetul 10, care m-a întărit în această încredințare, că da, Dumnezeu este un Dumnezeu al biruinței, al puterii, al slavei în viața celui credincios, chiar atunci când el trece prin suferință sau prin încercare. De altfel, noi credincioșii am vrea sau ne-am aștepta ca biruința lui Dumnezeu să fie atunci când toate lucrurile sunt roz, când pășim pe petale de trandafiri, când nu suflă crivățul, dar Scriptura spune, scoală-te crivățule de miază zi și suflă peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Dați-mi voie să recitim împreună versetul 10 care m-a umplut de atâta bucurie și care aș putea spune că este, dacă vreți, rezumatul întregii epistole a întâia a lui Petru. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va întări, vă va desăvârși, vă va da putere și vă va face neclintiți. Așa cum spuneam, acest verset concentrează, dacă vreți, întregul mesaj al epistolei pe care o avem în față și care, iată, se apropie de final. N-aș vrea să comentez foarte mult acest verset, au spus câteva gânduri și frații, aș vrea, dacă vreți, să-mi permiteți să fac o scurtă retrospectivă și întoarcere la versetele anterioare din capitolul 5 și aș începe amintindu-ne că autorul acestei epistole, nu doar al ultimului capitol, este Petru, un om cărturar, nu, un om necărturar, un om de rând, un pescar. Și gândind la persoana lui, îmi aminteam de versetul acela din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 13. Dați-mi voie să-l și recitim, dacă vreți, împreună. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturași și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Ce aș vrea să înțelegem din acest verset este că accentul cade nu pe Petru, nu pe statura lui, nu pe calitățile lui sau abilitățile lui, ci poate nu vă vine să credeți pe finalul versetului care spune au priceput. Ce au priceput? Că fusese cu Iisus. Privim și noi și trăim vremea aceasta în care privim în stânga și în dreapta, măsurăm lucrurile în fel și chip, dar înțelegem așa de greu că puterea duhovnicească, spirituală a unui om, stă nu în calități de vreun fel sau altul, ci în măsura relației pe care o ai cu Domnul Hristos. Cât de adânc ești împărtășia cu El,
atât de multă putere vei avea. Cât de mult te adâncești în rugăciune și în citirea cuvântului, atât de duhovnicesc vei fi. Petru, un om cărturar, un om necărturar și de rând, dar care fusese, care umblase și care îl urma pe Domnul și învățătorul lui, Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, aș vrea să privim la Petru ca la un om fricos, care, pe de o parte, pune mâna și el pe sabie, dar după aceea fuge. Pe de o parte, se laudă, Doamne, nu te voi părăsi niciodată, voi merge până la moarte cu tine. Pe de altă parte, se încuie în cămăruța de sus, se teme. Și totuși, după cinzecime, ba chiar după întâlnirea cu Domnul Hristos de la Marea Tiberiadei, devine un alt Petru. Un Petru care prinde curaj. De ce? Pentru că își aduce aminte că chemarea lui este de a fi și de a umbla cu Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă pun o întrebare, dragi și iubiți ascultători. Care este chemarea dumneavoastră? Este aceea de a-L urma pe Domnul Hristos? Sau este aceea de a urma orice altceva? Și nu vreau să detaliez, exemple ar putea fi multe, în ceea ce putem urma fiecare. Dar chemarea Scripturii este aceea de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Iată-l pe Petru, acela care fusese odinioară fricos, dar care poate să spună aici la versetul 9, împotriviți-vă lui tari în credință. Cum, Petru, tu care ai fugit, poți să spui asemenea vorbe, împotriviți-vă? Da. De ce? Pentru că Domnul Hristos este acela care nu este doar cu noi, doar lângă noi, după aia este mort și poate înviat și plecat la ceruri, înălțat. Și Domnul Hristos este în noi și secretul martirilor și al creștinilor de-a lungul tuturor veacurilor a fost acela că oamenii au putut să smulgă limba creștinilor, dar n-au putut să smulgă lepădarea de Hristos. Au putut să smulgă unghiile torționarii creștinilor, dar n-au putut să smulgă pe Domnul Hristos din inima celor credincioși. Un Petru necărturar, dar care umblă cu Domnul Hristos, un Petru care este fricos, dar care atunci când îl are și îl urmează pe Domnul Hristos, devine curajos. Capitolul 5, am putea să-l împărțim în două părți, până la versetul 4 inclusiv, putem găsi suferință și slavă în păstorire. Pentru că de la versetul 5 la 11 se putem găsi suferință și slavă în biserică. Și mi-aminteam de primul capitol care spune la versetul 11, Duhul lui Hristos care era în ei vestea mai înainte patimile lui Hristos și slava care aveau să fie, de care aveau să fie urmate. Atunci când ne raportăm la Domnul Hristos, ne raportăm la suferințele Lui, dar și la slava care are să urmeze acestor suferințe. Atunci când te raportezi la statura de creștin, de credincios, de urmaș al Domnului Hristos, te poți regăsi în ipostaze de suferință, dar să nu uiți că acestea sunt urmate de slavă. Spuneam suferință și slavă în păstorire și versetul 4 spune despre o cunună care nu se poate veseji a slavei pentru cei care îndeplinesc această slujbă de păstor, iar versetul 11 spune a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Este o slavă pentru biserica adevărată care îl urmează pe Domnul Hristos, da, uneori și prin suferință, dar o biserică care nu uită că drumul ei are ca final slava Domnului Hristos, aceeași slavă cu care El astăzi este încununat la dreapta lui Dumnezeu. Mi-amintesc că fratele Wurmbrand avea o vorbă și spunea așa, fraților,
prima lecție a creștinului în școala credinței trebuie, nu prima lecție, cea mai importantă materie care se predă în școala Domnului Hristos ca ucenic în școala Lui are un nume și numele acesta este suferologie. Să înveți ca și creștin, de când te-ai întors la Dumnezeu, că trebuie să suferi. Și Domnul Hristos spunea lucrul acesta ucenicilor săi, fără ascunziși în lume, veți avea necazuri, dar este un dar, îndrăzniți. De ce? Pentru că eu am biruit lumea. Și tot fratele Wurmbrand povestea de niște frați ruși credincioși care treceau prin mari prigoane. A avut ocazia în vremea de atunci, în vremea războiului, să stea de vorbă cu ei și privind la chipul lor, le punea această întrebare. Dragi frați, de ce fața voastră este lipsită de zâmbet? De ce nu găsesc zâmbet pe fața voastră? Și acești credincioși răspundeau așa. Dragă frate, când un român se întoarce la Dumnezeu, el poate să se bucure într-o biserică în liniște și pace, dar atunci când un rus se întoarce la Dumnezeu, el știe că va avea de suferit prigoană și poate chiar martir. Este important să știm că drumul care duce la slavă poate trece prin suferință. Nu este obligatoriu, dar adesea se întâmplă. Și nu este nimic neobișnuit ca în viața creștinului să apară suferința. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că tema epistolei care ne stă în față și care, iată, se apropie de final, este aceasta. Suferința urmată de slavă în viața credinciosului, în viața bisericii, ca și în viața modelului pe care ea îl urmează a Domnului Iisus Hristos. În capitolul acesta 5 putem găsi două modalități de maturizare a credinciosului. În primul pasaj până la versetul 4 putem găsi un cuvânt care se repetă și anume nu și ci. Un cuvânt care introduce un contrast. De exemplu, versetul 2 spune așa, nu de silă, ci de bunăvoie. Nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Versetul 3, nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Ce aș vrea să înțelegem de aici este că Dumnezeu, sau una din căile lui Dumnezeu de a aduce maturizare în viața creștinului, este prin exemple. Uneori pozitive, altor negative. Sunt păstori cărora le pasă de turmă, care se interesează de credincioși, care iubesc credincioșii, care zidesc credincioșii, care ajută credincioșii. Și sunt păstori care au interes doar personal, care se uită doar la foloasele lor, cărora nu le pasă de turmă, care vor să ocupe o poziție de rang înalt și apoi spune cuvântul în Ioan capitolul 10 când vine lupul, cel plătit, păstorul care nu este păstor adevărat, ce face? Lasă oile și fuge. Două feluri de păstori, dar aș extinde lucrul acesta spunând că există două feluri de exemple. Și de ce să nu privim fiecare la noi înșine? Și aș vrea ca în seara aceasta să ne punem această întrebare cu toată seriozitatea. Ce fel de exemplu sunt eu pentru cei de lângă mine? Sunt eu un exemplu pozitiv sau sunt un exemplu negativ? Am văzut într-una din dățile trecute că una din modalitățile lui Dumnezeu de a aduce maturizare în viața creștinului este modelul Domnului Iisus Hristos. Iată în capitolul 5 introduce o altă modalitate și anume exemplu personal. Fiecare dintre noi
într-o măsură sau mai, sau alta, într-o măsură mai mică sau mai mare. Putem fi exemple și suntem exemple pentru cei de lângă noi, pentru cei din familia noastră, pentru cei care vin după noi. De la versetul 5 se introduce o altă conjuncție. Tot așa și voi, și apoi spune în continuare și toți în legăturile voastre. Apoi versetul 7, aceeași conjuncție, și aruncați asupra lui. Ce aș vrea să spun cu lucrul acesta este că o altă modalitate pe care Dumnezeu o folosește în viața credinciosului de a aduce maturitate este aceea de a adăuga. Spune undeva în Vechiul Testament lui Ieremia, învățătură peste învățătură. Dar Dumnezeu nu adaugă în viața noastră doar învățătură peste învățătură, ci experiență după experiență. Adaugă maturizare după maturizare, adaugă trăsături de caracter după trăsături de caracter. Adaugă belșug de har după har. El ne dă har după har. Și îmi place așa de mult, revenind la versetul acesta 10, care spune Dumnezeul oricărui har. Îmi amintește de un alt verset care spune Dumnezeul oricărei mângâieri. Fiindcă timpul trece, aș vrea să mă apropii de final, nu înainte de a puncta foarte pe scurt trei haruri pe care le putem găsi la acest Dumnezeu bogat, care dă plinătate, care dă belșug de har, Dumnezeul oricărui har. În primul rând este harul mântuirii și știm cu toții, prin har ați fost mântuiți prin credință. Efeseni capitolul 2, versetul 8. Este un al doilea har care l-aș numi harul slujirii, sau împrumutând expresia Scripturii, sprăvnicia harului de care amintește apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetul 2. Dacă știți, efesenilor, sau dacă ați luat cunoștință de isprăvnicia harului care mi-a fost dat, este harul de a face ceva în umilință, în smerenie, în neputință, ca unii care nu noi putem face ceva, nu noi putem spune ceva, nu noi putem lucra ceva pentru Dumnezeu, ci Domnul Hristos prin Duhul Sfânt care este în noi. Și în al treilea rând, și nu în ultimul rând, este harul acesta al suferinței. Filipeni, capitolul 2, versetul 29, unde spune apostolul Pavel, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în el, ci și să suferiți pentru el. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci și să pătimiți pentru el. Un verset pe care l-am citit de curând și aș vrea să-l împărtășesc cu noastră în cartea Amos, capitolul 3, versetul 8. Cuvântul spune așa, leul răgnește. Cine nu se va speria? Domnul vorbește, cine nu va proroci? Este în mod natural în firea noastră că atunci când leul răgnește să te sperii. Dar este dumnezeiește prin puterea de biruință a Duhului Sfânt pe care l-a pus El în noi și care câștigă biruință chiar în suferință, chiar în încercări, ca chiar dacă leul răgnește, atunci când cuvântul Domnului îți vorbește, să te întărești, să te mângâi, să te umpli de har și de încrederea aceasta că ai de-a face cu un Dumnezeu atotputernic. Spune în Marea Trimitere, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți la toate neamurile, observați caracterul totalitar al acestui Dumnezeu și învățați tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin.